Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de joi 24 decembrie. Hai să vedem pentru joi 24 decembrie, pentru ajunul Crăciunului, ce cadouri are moșul pentru fiecare dintre noi. Ați fost cu minți? Sunteți pe lista de copii cu minți sau pe lista de copii răi? Hai să vedem în dragoste, în sănătate, în bani, carieră, situație financiară. Wow, au ieșit 3 arcane majore în această zi de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, lucruri importante pentru toată lumea, pe toate domeniile de viață. Hai să începem cu situația de dragoste. Aici avem Judecata, o carte cu foarte mare încărcătură karmică. În funcție de efortul, dragostea, dedicarea, înțelegerea pe care ați acordat-o în relația voastră, pe care ați acordat-o partenerului vostru în ultimul an, veți primi și răsplata, pozitivă sau negativă. Depinde de situația fiecăruia, depinde de cât de mult ați prioritizat această relație de dragoste, de câtă multă dragoste, afecțiune și înțelegere i-ați arătat partenerului sau partenerei voastre. În această perioadă de sărbători, sunteți obligați să trageți linie, să adunați și să vedeți care este situația cu relația voastră, cât de sănătoasă e, cât de bine o duceți, în ce direcție o să vă îndreptați în viitor. Pentru cei singuri, această carte vine iarăși în funcție de karma fiecăruia, cu posibilitatea întâlnirii în viața voastră a unui nou partener, parteneră, sau cu lecția karmică de a mai lucra asupra voastră dacă nu sunteți pregătiți emoțional, fizic, intelectual pentru acest partener ideal pe care l-aveți conturat foarte bine în mintea voastră. Atunci Judecata o să vă întârzie această răsplată, o să vă întârzie acest partener. Dacă sunteți pregătiți, dacă ați lucrat asupra voastră, dacă v-ați pregătit spiritual, emoțional pentru ce înseamnă cu adevărat o relație, pentru ce înseamnă să faci parte dintr-o relație matură, adultă, echilibrată, sănătoasă, atunci Judecata o să vă aducă mai devreme decât vă așteptați cadou de Crăciun de la moșu, acest partener, parteneră pe care îl visați. Hai să vedem pe sectorul de sănătate, aici o altă carte karmică, Roata norocului. Roata se învârte. Ce rezultat o să ne dea? Iarăși, depinde de karma fiecăruia. Dacă n-ați avut grijă de sănătatea voastră în acest an 2020, acum în aceste zile libere, când puteți să vă luați un moment de respiro, de repaus, o să se vadă. O să se vadă rezultatele efortului depus sau care n-a fost depus în acest an. Roata norocului este și o carte jupiteriană. Asta îmi arată că Jupiter în vărsător o să vă influențeze foarte mult starea de sănătate în anul următor, în această perioadă. Pentru că Jupiter ce este? E ca o lupă care magnifică, care exacerbează atât lucrurile pozitive cât și lucrurile negative. Așa că dacă aveți aici o problemă de sănătate care nu a fost tratată în trecut, care nu a fost tratată corespunzător, acum e posibil să reapară. Mare grijă! Și mare grijă la excesele alimentare, pentru că orice carte care are în ea înglobată și energia lui Jupiter vine cu riscul de excese. Nu faceți excese azi, mai ales cei care ați ținut post, dar și ceilalți. Hai să vedem aici pe domeniul de bani, carieră, situație financiară. O să vorbim mai puțin de locul de muncă, pentru că în aceste zile majoritatea dintre noi nu lucrează și atunci o să ne canalizăm pe situația financiară în general. Aici avem Forța, Puterea, cartea care reprezintă zodia Leului. O carte care ne îndeamnă la autocontrol. Aveți grijă să nu cheltuiți mai mult decât vă permiteți, să nu dați la colindători mai mult decât vă țin buzunarele doar pentru că vreți să demonstrați ce tari sunteți voi și cine sunteți voi. Și în același timp, o carte cu foarte multe oportunități în ea, pentru că acest 8, această forță, are înglobată în ea și puterea infinitului. Există aici resurse infinite. Dacă sunteți capabili să le vedeți, să identificați aceste posibile surse de venit suplimentar, e posibil să vă aducă o răsplată mai mare decât vă puteți imagina acum. Pentru cei care trebuie să lucrați în această perioadă, o să fiți răsplătiți peste măsură. Există foarte multă abundență aici în această carte. Fiți fără grijă, anul următor vine cu o nouă energie, nu o să mai fie ca în 2020 și lucrurile o să înceapă să o ia spre bine pentru toată lumea. Înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune de Louise Hay. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Eu apreciez foarte mult toată susținerea voastră și toate mesajele voastre, chiar le citesc pe toate. Bun, și acum hai să scoatem o carte de aici de la mijloc. Sunt demn de a fi iubit. De cel puțin 3 ori pe zi stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. Un mesaj foarte frumos care a mai ieșit odată în luna decembrie. E posibil ca o parte dintre voi să aibă nevoie să audă din nou aceste cuvinte. În această zi de 24 decembrie, vreau să știți cu toții că sunteți iubiți, sunteți demni de a fi iubiți, fie că sunteți cu familia sau sunteți în străinătate, fie că sunteți singuri sau sunteți alături de persoanele dragi, cu toții meritați iubire, meritați apreciere, cu toții aveți dreptul la o viață demnă, echilibrată și cu toții o să primiți un cadou foarte frumos de la moșul de seară. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Vă doresc Crăciun fericit, ne vedem mâine. Pa, pa!